ulterior, dar tot trebuie să dau în spate. Stai să vedem dacă găsesc... Mergeam, mă! Marșalie. Pardon? Mergeam. Și când mi zici, haualeon, mamăligă. Nici nu știam cum să întoarce, cum dai înapoi. Dădea cu spatele, dădea cu fața. Iar mai învârteam manetele alea, iar dădea cu fața. De mâine. Haualeon! Haualeon! Alo, ce faci, că lovim pe ăsta? Pătim și mașina ăstuia. Salvarea! A trecut un domn și a fost informată. Sunt ziana... Avea un skepsis după ce că ea era cum era. A trebuia să trage așa în sus de manetă. Adică sofisticată, nu oricum. Băi, nene, asta a, era secretă, băi! Poftiți în vagoane! Da. Bravo, Sânzi, îmi place de tine până acum, sunt mândră de tine! Vezi că avem pietonță, să nu e poșeta lui doamna. Bă, Sânzi, îmi place, bă, de tine! Decapotate, ce ne... Mamă! Eu acasă am mașină cu cutie automată, dar am condus și manuală și știu așa, dar atât de manuală n-am condus, pentru că nu prea... Nu puteai să învârți de volanul ăla. Știți cum va bună ziua strada Rozelor? Strada Rozelor. Hai la depozit, hai la depozitul! Depozitul, că fost un depozit de nu știu ce, de cutare. Lumea știe aici în Mangalada, dar noi nu știam. Ia de-o leacă, de-o leacă. Stop! Stop! Stai, mă, păi, mamă mea, trebuie că nu știu că mă bag. Nu stai, fată, uleacă, mă! Unde stai, că puțin! Doamne, Dumnezeule, ajutor, Doamne! Și am dat în panică puțin. Și după asta m-am dus, am întors eu mașina, marca Trio Frumos, lasă-mă așa. Am scos-o din frontieră până la urmă și l-am lăsat-o pe ea să o conducă. Frate, mașina asta nu funcționează, nu știu, nu mai merge. Dar e frâna de mână. E frâna de mână trasă în pana mea. Vreau să aud acum. Wow! Mamă, mâncat. Să mură dacă mai știu. Apasă și tu acum ambreiajul, frate. Apasă, uite, dar ambreiajul e stânga, da? De așa, ia acum, și apasă ușor. Ușor ambreiajul cu accelerația. Ai accelerația, așa. A, pe accelerație eu apăsam pe frână. Pentru că eu am două pedale. Mașina aceea avea trei. Și merge așa, bravo, mă. Dă-i înainte acum, dă-i așa, mergi, mai așa, și dă-i a doua. Așa, a doua dă-i. Apasă ambreiajul, banc, și accelerează. Gata, frate. Mai că am prins-o. Așa, bravo. Cu 20, cu 40 la ora, în 40 a fost maxim. Ține că trebuie să-mi fac neapărat buzele, că altfel nu, eu nu pot să-l conduc dacă nu am buze. Nu pot, dacă nu... Doamne, frate. Îți imaginezi că să te-ai mai te-a uitat și să te-am așa, mai te-aș mă dau așa la ea. Dacă nu am buzele făcute, parcă nu pot să o conduc, jur, nu pot. Ține tu de volan, te rog, ține. M-ați faci buzele la volan, la mașină, acum. M-a enervat Cătălin țipa în continuu la mine, că femeie, ce faci, femeie, ce faci? Femeie, tu mă omori. Bă, schimbă viteza, m***a. Ce o să te-am volan, eu aș face așa. Deci trebuie să mă ce zile am ajuns, frate? M-ai distrus psihic. Vrei să dai scaunul mai în față, ajungi la pedale? Cum îl dau, nu știu. Te tragi de ăsta de aici. Nu de ala, mă, nebun. Așa. Bravo. Ferească Dumnezeu. Așa. Cu frâna știi care e? În caz de orice, orice vezi în față, apeși frâna aia din mijloc. Care-i frâna? Asta? Nu glumi. Nu, dar nu glumesc. Nu, când am înțeles. Aia din mijloc e frâna, că m-ai mâncat. Acum de ce să apeși frâna acum? Nu acum, acum trebuie să apeși doar ambreiajul. Ăla și asta e accelerația. Ca să pleci de pe loc, da, trebuie să ridici ambreiajul. Și ambreiajul care? Uite la primul. Și ce fac? Îl apeși până la capăt, da. L-a apăsat până la capăt? Îl ridic acum. Păi trebuie să bagi în viteză ca să pleci. Zi. Apăsa ambreiajul. Păi nu vreau să apăs ambreiajul. Apăsa, da, dă-i a doua, dă-i a doua, dă-i a doua, tragi pe... Tragi pe, apăsa ăla, apăsa ăla, că dau eu. Așa. Așa, dă-i așa. Dă-i așa, dă-i așa, dă-i așa. Apăsa ăla. Da, ce-i gura asta. Ce-i fac acum, că a murit ăsta? Nu, n-am murit, de-a întâia. Nu, n-am murit. Așa. Ai ușor! Eu îmi venea să mă biciu eu singur, că am fost de acord să o las la volan. Îmi venea să-mi dau un pumn singur în cap, să zic, dar cât de bău să fiu să o las, cât de inconștient, dar atât de mult mă bucuram că ea se simțea atât de bine și era atât de bucuroasă, că zic, lasă-o mă să, știi? Hai!
Mâncați-și gura ta, dar plec. Da, așa e bine, dar stai ușor, stai ușor, da, apoi și-am reajut din nou. I-am dat a doua, hai că-i dau eu a doua, tu ține volanul ăla. Ce fac acum? Murim. Nu-i de aia, de aia, de aia, ia ușor, ia ușor, mă, nebună. Ia ușor cu gropile astea, mâncați-și gura ta, să te-o mănânc. Doamne, ce tare, îmi place. Și acum ce fac, de exemplu, când vreau să... Acum, când vrei să apreci, apeși ăla lantul. Ce e ăla lantul? Ăla lantul, apreci. Când furi în fârnă, că era să intre o mașină de producție. Așa. S-a oprit și motor și m-a dat și cu capul de parbriz. Pune frâna, mea! Tu ai zis să poți să îmbrăși și după aia frâna! Oricum, una peste alta, eu m-am distrat foarte tare. Am încercat să o filmez eu pentru că aveam o cameră de la vedere în mașină și râdea în continuu. Acum-i schimb? Da, schimba doar, schimba. Și nu-i păsa că intră, că face, că drege, că ne accidentăm, că ne lovim. Păi acum ești ca și cum ai fi corect. Lasă frâna de mână jos. Era foarte să se vedea pe ea, deci la un moment dat... Nu, ne-am pus în mașină, păi ea n-o să schimbă viteza, dar vreau să zic că tot cu mâna stângă căuta. Păi, înainte, întoarce acolo, dar unde vrei să întorci aici? Să-mi fac... A, da, stai. Căuta, unde este schimbătorul de viteze? Unde? Unde? Că la mine e diferit, volanul e pe dreapta și schimb viteza cu mâna stângă. Zoe, dar nu știu, tu ce faci cu ambreiajul ăla? De ce sună așa mașină? Mersi! Schimbă viteza. Dar tu vreau să schimb viteza cu mâna stângă. E ușa. E ciudat. Colo? Da, dar vezi că mașina asta trebuie să dea prioritate. Vezi că ești puțin prea aproape de mașini, Monica. M-am descurcat câte cât, atâta că m-am dus foarte încet. Cu 5 la oră. Du-te către, du-te acum, că pot. Unde, unde mă duc? Acolo, tot înainte. Nu poți să schimbi viteza. Nu pot. Doi brec, nu merge, haide. Mă învață, bagă de eticheta aia școală. Dă-i. Păi nu se poate, mă. De ce râzi, mă? Bă, mă, s-a făcut coadă în spatele meu. Dă-i, bă, cați. Dă-i, mă, dă-i cu stângă. De clasonau toți, ne înjurau. Blocase toată intersecția aia mare unde intri în Mangalia, acolo. Nu avem benzină! Ce faci? Dă-i! Nu merge! A rămas în intersecție. Băi, că dau coadă, bă, prostule. Băi, cu coada câta? Păi prea multă, mă. Hai, ușor cu acelerația, hai. Ușor cu acelerația, mă. Uite că vine unul, tot mai acum să... Băi, nu mai... Ia, dă-mă, treci, mă, treci. Dă-i. Lasă-o, d***, cu care mai rău, hai, bă. Nu merge, dacă nu merge, nu merge. Și s-a dat așa, să moară foame. Dacă mă mai sun. Treci, bă, zic, bagă-te, că nu... Să mă... Să mă... Să mă arăt dacă nu mai... Băi, nu mă duc! Nu mă sun! Ori te sun, nu mă sun! Băi, nu mă sun, să mă... Eu nu mai merg! Băi! Aoleu, cât am râs! Râdea! Așa ne... Te-am atras și nățile! Mamă! Dă-i-te! Dă-i acum, cum mergi! Dă-i cu o dată, știi că nu? Așa, dă-i cu o dată. A luat-o? Da, a luat-o. N-a luat-o. Păi apasă ambreiajul, mă, să ia. Dacă eu n-am... Așa, hai. Hai. Vine ăla și nu știu cum vine. Lasă-mă că vine, acum merge, hai. Stai că vine asta. Acum dă-i, hai, dă-i. Băi, nu merge! Să moară! Să moară ce-am pe casă dacă... Uite, apasă ambreiajul. Cu a cincea a vrut să pleci, cu a patra a vrut să pleci. Să băgam în data aia, era a cincea. Ai încurcat comenzile, invers. Băgam în data aia, eram așa lir. Nu mai nebun i-am făcut. Dă-i acum, hai. Băi, băiatule! Dă-i mă acum, hai. Băi, tu mă chinui. Dă-i mă acum, că e întâia, erai numai cu a treia și cu a doua, hai. Stai că e un
O mai e mai scump ăla. M-a luat căldură. Dă-mă jos. Nu simt, doamnă. Uite, mă, trece băbuța aia pe lângă tine. Trece, bă, că e învățată, are atâția ani. Da, uite, ăla vine, uite. Vreți să stau după toată lumea să vedea ăla singur? Da, acum. Acum mă dea. Dar accelerează mai tare un pic, mă. Și ia-mi breajul, așa. Hai. Așa, mâncați-și, dă-i a doua acum. Hai. Ce, nu știi? Eu n-am mai condus din asta. Și nu știi? Deci, Minodora, da. La ăla de vinuri acum, repede, da? Da. Ca să... Bă, mai ușor. Caruselul groazei, așa se numește mașina asta de delivery de la Taverna Piraților. Ieri e a** cu Hristosul, mami, măti, să-ți mașina, măti. Stai puțin. Nici n-am plecat bine, am ajuns într-o intersecție, a făcut târtâr, ceva poc și am rămas în mijloc. Că nu mai merge! Numai puțin, că nu merge, 2 minute. Nu mai râdeți! Dai, bă! O adevărată nenorocire s-a întâmplat. Băi, ești! Da. 20, ești! Stai, stai! Dai, ușor! Ninge! Dai! Cască dau cu a doua! Ia, bă! Nu știu să dau cu asta! Ai domne răbdare, 2 minute, ce dracu aveți? Am oprit exact la sensul ăla giratoriu, de unde vine din Constanța, ăla exact ăla, mare, cu tractoare, cu mamare, cu... Nu mai râde, ia și... Oare, mama ta, 2 minute, ai răbdare. Hai, dă-i, bă! Hai! Hai! Haide, bă! Dă-i, ce faci? Gata! Mai bine să descurca Sânziana, să conducă decât Romica. Nu pornește. Să mă rău. Să-mi ia mami ei. Ăia claxonat, domnule, aveți, domnule, răbdare, măcar 2 minute. Dar, Romica, hai dracu' o dată, nu ești în stare. Stai puțin. Mai împingi o dată. Hai. Hai. Hai! Dai! Păi ce să împing eu de mai ardughia aia, că nu puteam. Se înfunda mașina, venea mașina în față. Hai că dacă o oprezi nu mai merge! Hai că nu mai merge, hai! Nu știu. Ce a zis? Nu, dar a zis mai... Zice în engleză, Anita, în ce limbă zice, în franceză? Eu nu înțelegeam nimic pentru că GPS-a ei vorbește François și a mi no me gusta, no capito niente. Da, mă, dar nu văd nimic. Ok, hai. Dacă ți-l țin eu acum. Ține-l tu mai în față, așa, te rog eu frumos, aplecă-te și așa, atâta tot. Te rog eu frumos, că sunt prea stresată deja. Opa! Vine delivery-ul! Cu o mână vorbeam la telefon și cu o mână țineam GPS-ul Ronei. Nu mi-a ținut niciun pic telefonul, adică îl luam de la ea, îl puneam, țineam, conduceam. Coșmar am fost. Bună! Suntem în mașină pe cu GPS-ul, la... cu GPS-ul în mână și cu pungile până în gât. Deci suntem gata, ajungem, suntem în drum. Ba da, de la pirații. Păi da, dar noi, nu cunoaștem zona, vă dați seama. Suntem de pe altă planetă. Suntem aici, pe lângă port, doar ce ne-am urcat. Imediat. Roselor, ce zice? În cinci minute venim la dumneavoastră. Haos. Complicat că nu știu orașul, complicat că treci de 1000 de ori pe lângă același loc unde trebuie să livrezi cu mașina și te învârți pe lângă el 1000 de ori. Sinceră să fiu, mulțumesc lui Dumnezeu că oamenii erau la servici, că n-a fost nimeni pe străzi, pentru că noi am fost pericol public. Asta cum merge? Nu să știi. Da. Dar de ce râdeți? Că eu n-am înțeles. Eu n-am condus în viața mea altă mașină decât mașina mea, nici din curiozitate. Ia să văd. Deci noi acum trebuie să ajungem unde am promis că mă duc la ora 1. Și deja e trecut de 1. Trandafir să conducă. Eu nu mai conduc de mai mult de 15 ani.
Mai cum ridic eu asta? Mașina arăta atât de vitregită de soartă, încât am fost sigură că nu pornește. Asta are 866 de ani și când stă pe loc cu motorul pornit, face... Adrienuț, o mamă, ce face? Auzi, nu știu cum e marșarier aici. Ridicați-l la în sus. Asta? Nu mai jos, mai jos un pic de gen. Acolo, da? Șantia. Șantia? Eu conduc de 100 de ani, dar nu-mi place să conduc. Doamne, ajută-ne! Bine că nu se circulă foarte... Și bine că mi-a venit ideea cu băiatul ăsta, nu? El a mers înainte cu școala de șoferi. Și am spus să mergi normal, să mergi încet, te rog, pentru că nu știu străzile. Da, e departe, bă, tati. Măcar să ne facem treaba. Ne mai cerem scuze, ne mai asta e. Așa, asta e 1 decembrie. Pepe a zis, lasă-mă, frate, că eu sunt șoferul iadului. De ce dai? Bine, bine, dar cine ne împinge sau cine ne trage? Centura, mă, centura, mă! Ce? Nu știi care e a întâia, care e a treia. Intre dintr-o viteză în alta, frânele nu țin bine, volanul în 20 de metri... Ce, am făcut antrenament. Băi, mai încerc. Se reconfigurează traseul. Peste 100 de metri. Virați la stânga. Virați la stânga. Bă, ne-a omorât aia, bă, băiatule, ne-a omorât. Mă, da, frumos, toarce motorul. Merge, bă, vrei să spun ceva? Toarce. Rar am văzut o mașină ca asta. Ăsta delivery, frate. Nu intra într-a treia, nu dădea într-a doua. Asta este foarte bună când mâncarea nu este așezată la... Da, se așează, da. Se așează bine. Ne-am oprit de 4 ori în intersecție. Chiar am mers cu 30 la oră. Când se așează la drum, frate, se la 4. Lasă-mă, ești nebun! Ușor, Pepe! Frate, când se așează la drum, deci se simte, bă. Eram în safari. Strada 1 decembrie, bloc Z1 Scarabe. Ia stai puțin. Ce să stai puțin, mă, stai, mă, cum se deschide asta? Deschide, mă, tu pe partea aia. Zici că suntem Stan și Bran, bă, dă-o dracu de treabă. Neamărine, neamărine, ce dracu ai tu cu mine? Este o experiență. Geamul din dreapta de la Coco nu mergea. Și să vezi foca în dreapta cum transpira. Zice că e cotabiță după un concert la Mamaia. Aer condiționat nu l-am pornit, că ne-a fost frică. Lumine are. Băi, dacă vedeți, tembecul are... Deci ABS a prins. N-avem frâne. N-avem frâne, n-avem nimic. Avem pe picioare, că la frâne și Barney. Ține ce urmă, la urmă, stai! Aprinde o viteză super luminică de 62 de kilometri la oră. Ușa din dreapta nu se deschide decât pe afară. Mamă, ce curbă, să moară băieții mei, dacă nu mi-e frică când văd curbele astea. Vai, bă, dă-ți cu s-au frânele. Mamă, e fier pe fier, ești de bun. În rest e o mașină super ok, numai bună pentru făcut livrări. Bună ziua, de la restaurant la Pirați, vă deranjez. Prima destinație a fost la Limanu. Am ajuns la o familie foarte drăguță, dar nu înainte de a ne învârti puțin. Pentru că GPS-ul nu ne-a dus unde trebuie. Eu l-am rugat pe Coco, băi, sună mă și vezi, ia indicații. Nu, ce fel de indicații? Vezi ce poartă are omul, ce culoare. Păi...